Zilele acestea, în Episcopia Caransebeșului, sectoarele cultural și social-filantropic ale eparhiei desfășoară ample acțiuni menite să aducă bucurie în sufletele celor singuri și aflați în suferință. În cursul acestei seri, preasfințitul Părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, însoțit de colaboratori de la centrul eparhial, i-a vizitat pe copiii de la centrul de plasament Casa Noastră din Zăgujeni. Chiriarhul a venit însoțit și de grupul Catarsis al eparhiei, care a susținut un concert de colinde tradiționale am vizitat, dar nu singur, ci împreună cu un grup de colindători, centrele de plasament din județul Caraș-Severin, azilele de bătrâni și spitalele, aducând vestea cea bună în aceste așezăminte și, bineînțeles, aducând și un mic dar cu ocazia sărbătorilor nașterii Mântuitorului Iisus Hristos. Suntem în centrul de plasament Casa Noastră din Zăgujeni, Însoțiți fiind de grupul Catarsis al Episcopiei Caransebeșului, totodată împărțim și daruri și calendare, iconițe, ca acești copii și tineri să se bucure împreună cu noi și alături de noi de praznicul nașterii Mântuitorului Iisus Hristos. Parteneriatul dintre Episcopia Caransebeșului și Centrul de plasament Casa noastră din Zăgujeni se derulează de mai mulți ani. Am pregătit pentru copiii instituționalizați aici cadouri, daruri, Darurile tradiționale pe care le primește fiecare copil cu ocazia sărbătorilor de Crăciun și pentru care se bucură, dar mai cu seamă am reușit să aducem bucuria în sufletele lor prin prezența grupului Catarsis al Episcopiei Caransebeșului, care a fost așteptat cu foarte multă nerăbdare și cu mult drag de copiii din acest centru. E o colaborare veche, nu de mult am avut bucuria de a primi grupul de teatru al Episcopiei, care a prezentat în premieră piesa de teatru copiilor de la Centru de Plasament Casa Noastră de Gujeni. Preasfințitul Lucian de foarte multe ori vine în rândul copiilor din centrul nostru, pentru multe ore își petrece timp cu ei, le asculte necazurile și le încântă ziua cu prezența dânsului, tot în această zi, în cadrul manifestărilor organizate cu prilejul sărbătorii nașterii Domnului, Corul Episcopiei Caransebeșului a participat la festivalul Asta-i Sara, aflat la cea de-a 10-a ediție.